Etapă cu ploaie și cer cu nord, dar și cu surprize sâmbătă în seria Sud a Ligii a patra fotbalistice. O etapă cu primele trei clasate jucând în deplasare. Dacă Arsenal-Malo a făcut scor 11-0 la Vedea, iar Unirea Izvoarele a învins cu 6-0 în deplasare la Vărăști. Surpriza mare a venit în partida dintre cele două Dunări ale seriei Sud. Oinacul a făcut egal acasă cu Dunărea Giurgiu, scor alb 0-0, și supremația în clasament s-a schimbat cu 3 etape înaintea finalului de campionat. Cu 3 etape înaintea finalului de campionat, în seria Sud, Arsenal Malu a preluat conducerea în clasament cu 69 de puncte, urmată de CS Dunărea Giurgiu cu același număr de puncte, dar gol averaj mai slab, și de Unirea Izvoarele cu 58 de puncte.